Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe zi. Eu sunt Albert și astăzi am primit o sugestie și asta o voi face. Mi s-a părut o sugestie foarte interesantă, un mod foarte creativ de a folosi frunzele de toamnă care abundă pe afară, cât timp vor mai abunda până când pică toate și se usucă. Și am adunat câteva frunze și folosind tot culori de toamnă, voi picta cu frunzele frunze, dacă se poate așa ceva. Așa că dacă ce fac eu îți pare interesant, mie mi se pare foarte interesant, apăsați butonul de like, de asemenea, ca să n-ați făcut-o, abonați-vă și dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentariile de mai jos. Cei care vor să mă ajute cu bănuțe pot face, aveți acolo lângă butonul de abonare un buton de alătură-te. Cei care devin membri mă susțin practic în fiecare lună cu niște bănuți, să-mi continui activitatea și să continui să postez și să creez tutoriale în limba română pentru toți pe YouTube. Bun. Mai întâi vreau să vă spun ce folosesc. Folosesc culori acrilice, folosesc culori de toamnă, în principal roșu, galben, portocaliu, un pic de verde, un pic de... și combinații dintre ele, un pic de maro deschis, să zic, și combinații dintre ele și vedeți, pur și simplu aplic pe frunză și încerc să o presez cumva de suprafața pe care vreau să o imprim și, bineînțeles, mă asigur că nu o mișc în stânga-dreapta. Adică încerc să fie cât mai cum am pus-o, așa să rămână. Și după ce stă câteva secunde acolo și e imprimată, încerc să o ridic și ăsta e rezultatul. Vedeți, se văd nervurile, se văd culorile, mi se pare foarte interesant, foarte distractiv. Bineînțeles, diferite frunze de la diferiți copăcei vor avea diferite striații, forme, nervuri și automat vor oferi diferite rezultate. Așa că sunt curios și cu siguranță dacă veți folosi frunze pe care eu nu le-am folosit, veți obține rezultate pe care eu nu le-am obținut. E normal să fie așa. Aceasta o să fie cu verde. Am început cu un pic de verde de la bază, apoi un pic de galben, un pic de galben mai aprins, punem și un pic de portocaliu într-o parte. Pur și simplu vă jucați cum vreți voi cu culorile. Este un mod foarte relaxant, un pic, cum să zic așa, vedeți ce pe mâinile mele, mă murdăresc un pic de vopsea pentru că nu avem cum să nu facem treaba asta, dar este parte din procesul creativ. Și la fel, acum încerc să apăs pe frunză, încerc să o presez și să se imprime vopseaua pe hârtie. Folosesc un bloc simplu de desen, coala pe care pictez frunzele, dar puteți să imprimați pe absolut orice, dacă folosiți ca mine acrilică. Desigur, puteți picta și folosind tempera și folosind acuarele, însă și folosind guași, însă fiecare tip de mediu va avea un rezultat cumva diferit, pentru că fiecare vopsea se comportă altfel și are diferit rezultatul. Avem încă o frunză divisă de vie, de această dată, pe care la fel o vom picta. Sunt curios să-mi spuneți în comentarii dacă ați încercat acest tip de pictură, cum vi s-a părut, ce rezultate ați obținut și de asemenea puteți să-mi trimiteți pozici pe Facebook, aveți undeva acolo un link în descriere cu Facebook-ul meu. Tare curios să văd dacă ce fel de frunze ați pictat. Este un mod foarte relaxant de a picta, este un tip de pictură care este, pot să spun, prietenos pentru orice vârstă, de la copii până la adulți, până la bătrâni, indiferent de vârstă, indiferent de nivelul, să zic așa, de experiență, nu-ți trebuie experiență, nu-ți trebuie cunoștințe, pur și simplu e o frunză, o pictezi folosind culorile toamnei sau nu neapărat, dacă vreți să folosiți culori mai puternice, culori mai îndrăznețe, culori care nu sunt specifice toamnei, o puteți face, eu am ales să folosesc culorile toamnei, să folosesc culori de toamnă ca să pot să fac niște frunze de toamnă. Dar fiecare e liber să folosească orice culoare consideră necesară sau care îi place, ca să poată să facă orice fel de frunze de orice culoare. Că vreți roz, că vreți roșu, că vreți mov, nu contează. Orice merge. Orice îți place vouă, merge. Așa. Și cam asta este ideea de videoclip care v-am spus mi-a fost scrisă într-un comentariu de către un urmăritor, o idee foarte interesantă, mi s-a părut mie și am ales să o pun în practică și cred că o să mai am o idee derivată din treaba asta cu frunzele,
o să mai încerc să fac ceva tot din frunze. Sper să-mi iasă, dacă-mi iese și dacă îmi place cum ce se întâmplă, o să mai apară într-un video. Oricum, o picturică frumoasă de toamnă, folosind elemente din acest frumos și colorat anotimp, și anume frunze, așa că vă urez și vouă spor la picturit și în continuare o să aveți multă, multă inspirație și o să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci vă las cu acest videoclip, vă las cu micile mele frunze de toamnă, micile mele opere de artă, să zic așa, și să-mi spuneți cum v-au ieșit și vouă frunzele voastre. Eu am fost Albert și o să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, spor la pictat, pa, pa!